Domnul Marcel, sunteți pădurar cu state vechi, faceți parte din vechea gardă, cum se spune, a pădurarilor, a celor pădurari adevărați. Spuneți-mi de ce Ocol Silvic aparțineți și ce canton este aici? Ocolul Silvic Criști, direcția Silvic Arad, cantonul 7 Adia, districtul 2 Adia. Ce suprafață aveți în grijă? Și suprafață forestieră? 324 de hectare, Trist. canton de câmpie. Canton de câmpie, da. Odată ce am intrat în canton, m-a izbit plăcut sau m-a surprins plăcut, mai bine spus, faptul că aveți multe cărți de specialitate legate de silvicultură. Știu că sunteți un împătimit al vânătorii. Vă ocupați și cu plantele Da, medicinale. Spuneți-mi, pasiune, pasiune, da, este o pasiune. pasiune. Spuneți-mi cum îmbinați toate aceste trei. Utilul cu plăcutul. Deci, toată viața mea am încercat să fac ce îmi place. Și în mică mare măsură am reușit. Am înțeles. Spuneți-mi, de cât timp lucrați ca pădurar și unde ați fost pădurar înainte? În silvicultură lucru din 1985. Bine, n-am fost pădurar, am mai fost muncitor la început, dar lucru oricum. Care a fost primul canton ca pădurar pe care l-ați preluat? În Retezat, în zona Retezatului, pe Valea Strâmbului. Valea Străiului. A Și v-a fost plăcut acolo? silvicultura, da, a fost frumos. Deci, Apoi v-ați tras mai aproape de casă, nu? da. Era frumos acolo și asta e. Zona de munte, zona liniștită, nu era. Și era, parcă nu era atât stres ca acum. În silvicultură, nu era atâtea probleme. Știam că primăvara avem plantat, toamna piață de probă, toată vara lucrări, degajări, descoperiri, iarna curățiri. Deci făceam pădurărie, cum s-ar spune. Acum fac și exploatări și tot ce treabă. Aș vrea să vă mai întreb un lucru. De unde dragostea pentru cartea de specialitate? Pentru că foarte puțini pădurari mai citesc în ziua de astăzi. Deci, în decursul anilor, îmi găseam cărți de specialitate pe la colegi, și la pensii, pe la, eu știu, oriunde. Le luam. Și mi le dădea cu plăcere, că dai seama, după ce era la pensie, nu te mai interesa. Și în special, care erau ingineri. Deci am luat o grămadă de cărți bune de pe tălocul. Mai am și acasă, astea la canton. Deci mai am și acasă poate de două ore tâche. Deci am cărți de silvicultură și de vânătoare, am multe. Deci am multe. Și citesc pe ele, și acum. Citesc, măi, văd, deci tot timpul înveți ceva nou. Deci tot timpul parcă descoperi, mă, stai, că asta parcă n-am știut-o. Deci, ai știut-o, dar parcă e, nu știu, ceva deosebit. Da, un alt lucru pe care am observat că îl faceți cu deosebită plăcere este vânătoarea. Dar acea vânătoare tradițională. La vânătoare trebuie să știi. Deci trebuie să. Vânătoarea trebuie să ai în sânge. Este o artă, la urma urmei. Da. Deci nu toată lumea e vânător. Care are o armă, nu toată lumea e vânător. Exact cum nu-i toată lumea șofer care conduce o mașină. Și nu e creștin dacă merge la o biserică. Nu neapărat că e creștin. Merge din obișnuință sau din eu știu. Da. Deci vânătoarea trebuie să o înțelegi cu sufletul. Deci, nu știu cum să spun. Deci, să fii vânător, în primul rând trebuie
Să știi fiecare vânat. Deci fiecare specie de vânat în parte. Și să fii ocrotitor în primul rând. Și să-ți placă să iubești natura și animale sălbatice, nu vânat, animale sălbatice. Deci odată trebuie să fii... În primul rând ocrotitor. Da, dacă nu n-ai făcut nimic. Și să cunoști natura. Și când apeși pătrăgaci, că pătrăgaci totul nu mai poate apăsa. Deci când apeși trăgaciul la o armă, deci îți asumi o mare, mare responsabilitate. Și eu mă duc pe principiu, mai bine să-mi pară rău că nu am tras decât că am tras. Deci de multe ori mă duc, dar de majoritatea orilor mă duc în observator, în foișorile noastre de vânătoare și de multe ori nu încărc arma. Stau cu binoclu, văd. Observație, observarea vânătului. Închid telefonul, fac poză, am mii de poză cu aparatul digital, mii de poză, deci captez întregi cu animale. Deci mii, nu sute, mii, deci fără exagerare. Mă bucur când văd o scroafă cu purcei, când văd o ciută de lopătar cu vițăi, când văd... Aici, în curte, la canton, în spate, în grădină, deci, când am dat să cosesc, m-am găsit doi ieși de căprioară. Stop! Zic, lasă-i acolo. Acum tăpaciți pe lângă canton. Am avut pui de vulpi aici, în față, trei bucăți. Să jucau, n-aveau treabă. Dar nu puteam să pun mâna pe ei niciodată. Nu stă, no, fuge. Dar nu, deci, stăpaciți pe lângă canton, n-are treabă, nu le are nimeni treabă, grijă. Păi, în regulă. Îmi place vânătoarea, îmi place mai mult tă vânătoare și dacă nu vânez nimică și mei în teren și tă vânătoare și cea care merg în Africa la elefanți, la vânat african, și pescare, tă pescare și eu că prin cărășei după canale cu undița la dop și unul care pescăiește industrial pe ocean. Ce specii de vânat aveți aici la câmpie? Avem căprior, avem mort, cerul lopătar, avem chiar aici în zona Indies, am eu canton, avem, și avem carpatin, care stă tot timpul aici, deci stă tot timpul. Deci am ciuchi fătate de carpatin, viței deja mari. Spuneți-mi, ca vechi pădurar, ce ați recomanda celor care doresc, tinerilor care vor să urmeze această frumoasă meserie la urma urmii? Seriozitate. Acela o cosingem ca o mare familie. Deci, toți ne înțelegem, toți ok, fiecare ne facem treaba, cum putem mai bine, nu-s probleme, nu facem nimeni prostii și minuni. O altă pasiune pe care o aveți este confecționarea de cuțite de vânătoare. Da. De la vânătoare mi se trage. Știu că nu le comercializați, le oferiți doar în dar prietenilor. La colegi, da, la care cum. Din drag celor care sunt pasionați de vânătoare. Care e asta de nu, da. Deci le fac pentru mine. Pentru sufletul dumneavoastră. Da, le fac din plăcere și nu mă interesează. Deci am dat, nu fac. De fapt, fiecare cuțit este un unicat. Da. Deci îl fac cu suflet. Deci îl bat la foc, frumos, pe nicovară, frumos, îl bat, îi dau, am acolo șlaiful. Îl fac, după aceea îl călesc, în apă sau în ulei, depinde cel care de oțelăi. În ulei ars, mai călesc și după aceea îl bag în cuptor electric la revenire, de să țină gura, că dacă nu ține lama scuțită, n-ai făcut nimic. Și le fac din foi de arc, din cămăși de rulment, rulmentul așa spart, veti, tai bucăți și din tu în lumea întâlnea și tricuței.
Și mai din mult, mai, dar nu mai am răbdare, mai făceam și puneam trei lanțuri de drujbă la oaltă, le încălzeam până erau albe și le băteam așa frumos și puneam de asta borax. Și le băteam, nu mai mult de lucru, dar nu mai am răbdare. Acum deja trec și eu cătă-mi bătrâneală. O altă pasiune și dar, am putea spune, pe care îl aveți este cel de a culege plantele medicinale și de a prepara ceaiuri și tot felul. Spuneți-mi, unde ați învățat această artă? Deci am învățat așa, aveam înretezat pe cineva și mai culegeam plante cu el. Și am început, mă pasionează. Și acum, deci, cum au albinarii ăștia, au pasiuni cu albinii. Și atunci eu culeg, am și aici, nu li tai, deci am salvia, am coza șuricelului, sânzeană, cicoare multă. Mai am acolo în pădure, lângă pădure, un câmp așa cu busiul cu cerbului, roimiță, mult. Deci în culeg și în culeg să fie, de să nu fie din praf, din mizerie, să, deci, să fie natural. Să fie natural, aici e destul de curat. Deci e destul de curat. Deci, da. Și fac, mai beau câte un ceai așa zoace, vine seara, mai stau aici, mai dorm la canton, fac un ceai. Vă simțiți bine aici la canton? Da, da, tot timpul. Deci e frumos, e renovat. Deci e frumos. Domn director m-a renovat toate cantonele din direcție. Și mi-a dat și multe, mi-a dat echipament. Bocan, ce vin de trebuie. Am văzut că aveți echipament deci foarte bun. Mai de dotări super. Și aici la noi e plantații multe, lucrări. Avem plantații multe. Deci tăiem, plantăm, mai dacă să mai uscă, facem completări, frumos. Deci se execută toate lucrările la zi, care se impun într-o, mobilizări, într-o parcelă. Descopleșiri tot. Deci tot, deci nu se pune. Adevăr este că la ocoalele de stat, ocoalele silvice de stat, se face încă silvicultură. Da, păi așa suntem învățați. Deci la noi trebuie să face după carte, după norme. Deci după norme, la orice lucrare, norme. După normative. Da, după normative și ne controlează, vin de la locul, ne controlează la orice lucrare, vin inginerii, ne controlează. Îți dai seama să zică că nu-i bine, te faci de minuni și de râs. Deci vine și ai făcut o marcare, azi ai terminat-o, marcare, pune-l în valoare cum ar fi. Mâinii, poi mâinii sau când vine domnul inginer de la locul și pe sondaj. Câte clupa, câte corespunde diametru din teren cu diametru din carnet. Da, dacă nu corespunde, bai. Dar nu-ți permite nimeni așa ceva. Sau eu știu să marchez ce nu trebuie. Deci la noi toate lucrările silviculturale și puneri în valoare să face după carte, după norme, după instrucțiuni. Deci nu există rabat de la regulă. Nu își permite nimeni așa ceva. Da, cred. Deci suntem, deci, un ocol serios, deci, nu avem treabă. Și ne înțelegem bine cu toți. Deci, cu toți colegii, șeful, nu ne are treaba. Deci, da, dacă ai călcat pe baby, bye. Da, băiat. Și toți, și ne vedem de treabă fiecare. La fel pot să spun și despre ocolul silvic Beliu, unde, chiar dacă am lucrat foarte puțin, foștii colegi mi-au rămas la suflet. Chiar dacă au trecut 6 ani de atunci, însă foștii mei colegi de la ocolul silvic Beliu, în frunte cu inginerii, cu toți, au fost oameni adevărați, sunt oameni adevărați și mi-au rămas la suflet și acum, după atâția ani.
istimez și chiar pot să spun că ocolul Beliu este un ocol serios, foarte serios. Da, Târgi, nu e problemă. La fel am întâlnit și la Brzava, da, oameni serioși. Domnul Marcel, cu altă ocazie, sper să putem să mergem și pe teren, să vedem vânatul, să vedem speciile forestiere, pentru că este o plăcere întotdeauna să colinzi o pădure frumoasă. Da. Iar România chiar are păduri frumoase, da, încă mai are păduri frumoase. Da. Mulțumesc pentru tot. Cu toată plăcerea.